În zilele de caniculă, uneori nici în casă nu ne mai putem răcori. Aparatele de aer condiționat sunt tot mai căutate, însă scumpirile la energia electrică îi fac pe mulți să se gândească de două ori înainte să le pornească. Conform știri de Cluj.ro, răcoarea ne costă mai mult în acest an. Achiziționarea și montarea unui aparat de aer condiționat are prețuri mai mari față de vara trecută. În general, prețurile au crescut cam cu 15% față de anul trecut. Totuși, pe o asemenea căldură, în ciuda prețurilor, există cerere. În același timp, oamenii deschid aparatele de aer condiționat cu porția de teama facturilor. Scrie Observator. Putem să ne folosim de câteva trucuri ca să mai reducem din factură. Un aparat de aer condiționat consumă în medie până la 420 de kWh pe an. La prețurile din ziua de azi plafonate ar însemna un cost de 420 de lei. Temperatura optimă în casă este recomandată între 20 și 25 de grade, iar dacă noi o modificăm doar cu 3 grade, putem să reducem acest cost până la un sfert, adică 25%, ceea ce ar însemna la un preț de 420 de lei dintr-o factură, ar însemna foarte mult pentru consumatorul final. Prețul unui aparat de aer condiționat pornește de la 1100 de lei, iar costul pentru montare începe de la 500 de lei, relatează știri de Cluj.ro.